9 persoane care s-au întors din Italia prin Vama Nădlac au fost aduse la Suceava sub escorta poliției. Este vorba despre 5 șoferi și 4 pasageri. Cei 9 vor rămâne izolați în locurile special amenajate de autorități. Deci în cursul zilei de astăzi, în două intervale de timp, vom avea un număr de 9 persoane carantinate instituționalizat. Asta este informația. Venite din frontiera de la Nădlac. Da. Deci nu la domiciliu, în carantină. În carantină. În județul de domiciliu. Da, da, da. Deci ele procedura a fost în felul următor, în sistem tip releu, cu poliție, jandarmerie, au fost preluate de unitățile mai de la nivelul fiecărui județ și care au domiciliu în județul Suceava, vor rămâne. Repet, sunt 4 persoane care vor... Din Nădlac, da, da. Asta este informația. Toți da. Pe de altă parte, miercuri, la ora prânzului, peste 600 de suceveni erau autoizolați la domiciliu. Este vorba despre persoane care nu prezintă simptome ale bolii, dar s-au întors din Italia. Repet, noi am dispus o verificare destul de drastice, o dublă verificare. În ce sens? Pe de o parte, medicii de familie și medicii epidemiologi din cadrul DSP Suceava au făcut acea monitorizare zilnică a tuturor persoanelor aflate în autoizolare. Noi am dispus o dublă măsură de verificare cu personal din cadrul ISU Suceava, iar în ceea ce privește poliția municipiului Suceava, am apelat la serviciile poliției locale. Au fost situații când din discuțiile telefonice, persoanele respective intenționau și au arătat intenția de a părăsi locația, li s-a explicat. Au fost situații în care inclusiv directorul poliției locale, Ovidiu Doroftei, s-a deplasat și a vorbit prin ușă, a vorbit cu persoanele respective prin telefon și le-a explicat atât implicațiile din punct de vedere medical, dar și din punct de vedere legal a părăsirii condiției de autoizolare. Prefectul Alexandru Moldovan a amintit unele dintre măsurile de prevenire a coronavirusului adoptate de Guvernul României. Toate instituțiile publice și private vor analiza oportunitatea de desfășurării muncii la domiciliu pentru o parte din personal în temeiul dispozițiilor articolului 108-110 din Codul Muncii, care sunt colaborate cu articolul numărul 2 din legea 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, acolo nu este cazul. La fel, repet, am făcut și noi adrese în acest sens către toate instituțiile publice din județul Suceava, toate UAT-urile din județul Suceava, iar prin intermediul Camerei de Comerț, către toate entitățile private. Articolul 6, alineatul 1. Se recomandă ferm instituțiilor publice, unităților de cult și entităților private limitarea activităților care implică organizarea unor reuniuni cu număr ridicat de persoane. Pot fi indicate măsuri conexe suspendării pentru o perioadă determinată a audiențelor, amânarea unor evenimente cu participarea de public numeros, încurajarea utilizării mijloacelor de comunicare la distanță pentru depunerea actelor sau petițiilor, folosirea de către personalul care intră în contact cu publicul a mijloacelor de protecție individuală. Pe de altă parte, șefa Direcției de Sănătate Publică Suceava, Silvia Boliacu, a anunțat că 7 echipe de control ale instituției fac verificări pentru a se asigura că agenții economici respectă măsurile adoptate de guvern pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirus. Sunt verificate în mod special hipermarketurile care trebuie să asigure materiale dezinfectante pentru clienți.